Bun găsit tuturor, vă spune Mădălin Negoiță. Avem imagini de pe arena Francis Point Neumann, acolo unde va avea loc confruntarea din etapa cu numărul 29 din sezonul regulat al Ligii 1. UTA întâlnește Șep și... centrare, ceva mai sus, gol! Gol UTA! 1-0, minutul 23... Dacă nu mă înșel, cred că a fost acolo chiar puștul Miculescu. Nu, este vorba de golul marcat de Marius Tomozei, care se înalță în spatele celor doi adversari, marcaj lejer. Și iată Tomozei, marcator atipic pentru UTA. Apoi de Dimitrov. Însă aici intervin problemele la Șep și nu pot și continua. După respingeri, Hora și minge peste poartă, un cadou făcut de Mitrea. Un cadou făcut de Mitrea lui Hora. Lasă mingea însă să sară un pic cam mult. Și acum șansă mare pentru Petrila la cealaltă poartă. Petrila este însă izolat, vine Vajvari, Petrila nu are cui să-i paseze, caută șutul și până la urmă îl și reușește. Însă care se duce pe lângă poartă, Șep și a șutat, iată, de două ori la poarta Rădenilor, ambele șuturi însă au fost pe lângă și au fost în această repriză secundă. Foarte bine se infiltrează Hora în spatele defensivei celor de la Șep și se întoarce. Lasă apoi pentru un șut dintr-o poziție bună a lui Buhăceanu. Nu, a fost Albu cel care a apărut la finalizare. Nu, este Buhăceanu cel care șutează. Dublă schimbare între timp la... Ce frumos iese și Fofana, încearcă și el șutul, parada lui Iacob. Nu știu dacă prindea neapărat poarta, Iacob n-avea însă cum să știe acest lucru. Ce frumos își face pași aici Fofana. El continuă destul de bine cu Roger și apoi Șliacov, în careu, Șliacov, gol! Abia ce l-a mutat, iată, Laszlo Balint în flancul drept. Fundașii de bandă fac diferența pentru UTA în această confruntare. Ce frumos reușește să... se desprinde de marcaj Evgeni Șliacov. Din nou marcator atipic pentru UTA. Minge lungă pentru Petrila, care protejează bine Petrila, apoi însă nu mai are și forță să trimită plasat. Trimite pe direcția lui Iacob. Mie mi s-a părut în ciuda scorului. Mitra cade ușor, e offside. E offside la Buhăceanu, Banu, Nixui și este fault de cartonaș roșu. Este fault de cartonaș roșu al lui Nixui în postură de ultim apărător. În fază, mă rog, că nu se mai ține cont acum de ultimul apărător, se numește fază periculoasă. Aici nu mai sunt atât de convins că a fost offside, e adevărat, nici unghiul nu ne avantajează foarte mult. Faultul nu e dur, Nițui își asumă și nu cred că Șep și mai are schimbări și Fofana va trece portar.
Nu mai are schimbări la dispoziție Șepși. Zidul execută Petre Mingea, este pe poartă Fofana. Bineînțeles, mă, Petrila, ce preluare frumoasă a lui Petrila. Continuă Petrila! Bară! Foarte periculos ca acesta, Fofana urmărește, scapă, bineînțeles, mingea și nu mai e portar deloc acum. Șutul însă peste poartă. Fofana pare foarte relaxat. A căzut peste minge. Da, nu cred că a atins în vreun fel adversarul acolo balonul. Mingea pe piciorul său de bază. Se încheie aici această partidă. Victorie pentru UTA. Abia a doua stațională de pe teren propriu. Înfrângere pentru Șepși. Abia a doua în deplasare. Șepși însă are deja locul de play-off asigurat.